Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Mehedinți a organizat Bursa Generală a Locurilor de Muncă la Palatul Culturii Teodor Costescu. Acest eveniment a oferit o oportunitate importantă pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pentru a interacționa direct cu angajatorii și pentru a-și găsi un loc de muncă potrivit competențelor și experienței lor. AJOFM Mehedinți a organizat astăzi de la ora 10 Bursa Generală a Locurilor de Muncă. Bursa Locurilor de Muncă a avut loc la Palatul Culturii Teodor Costescu din Drobeta, Turnu Severin. Scopul final este acela ca un număr cât mai mare de persoane să poată să-și găsească un loc de muncă corespunzător pregătirii profesionale. Primarul municipiului Drobeta, Turnu Severin, Marius Creciu, a fost prezent la Bursa Generală a Locurilor de Muncă organizată de AJOFM, acest lucru subliniind importanța evenimentului pentru comunitate și implicarea autorităților locale în susținerea ocupării forței de muncă. Văd că sunt foarte multe locuri de muncă, sute de locuri, mă uitam în ofertele celor care au venit astăzi aici. Să sperăm că cei care au călcat pragul bursei locurilor de muncă își vor găsi și ei un loc de muncă. Important este ca ele să fie bine plătite. Din câte vedem, oferta este generoasă, am văzut și pentru studii superioare, ingineri, economiști, experți juridici și pentru studii medii din toate domeniile, bucătari, ospătari, zidari, dulgheri, lăcătuși. Important este ca aceste locuri de muncă să fie și bine plătite, pentru că oamenii nu vin, aleg să meargă în altă parte dacă nu sunt mulțumiți de oferta salarială. În acest moment, din ce văd eu, oferta întrece cererea. Mi-aș dori ca toți cei care au nevoie de un loc de muncă să și-l găsească. Am susținut noi ca și primărie această bursă a locurilor de muncă, le-am oferit spațiu, suntem în continuare alături de cetățeni, chiar dacă o parte din ei nu sunt din Drobeta, Turnu Severin, ne dorim ca toată lumea să aibă un loc de muncă. Implicarea prefectului județului Mehedinți, Alin Isuf, în evenimente precum Bursa Generală a Locurilor de Muncă organizată de AJOFM este esențială pentru a sublinia angajamentul autorităților județene față de dezvoltarea economică și reducerea șomajului. Într-adevăr, foarte utile aceste evenimente a burselor locurilor de muncă și chiar aș recomanda să fie organizate cât mai frecvent, pentru că sunt foarte utile pentru județul Mehedinți pentru ocuparea forței de muncă. Felicit pentru organizare directorul AJOFM, domnul Adrian Bidilici, pentru că a reușit să pună la masă foarte multe firme, societăți comerciale, antreprenori, care au nevoie de forță de muncă activă. Din datele pe care le deținem, sunt în jur de 70 societăți care pun la dispoziție un număr de aproximativ 500 de locuri de muncă, ceea ce este important pentru județul nostru, pentru a realiza un echilibru între cerere și ofertă. Totodată, prezența la Bursa Generală a Locurilor de Muncă a directorului AJOFM, Adrian Bidilici, reflectă un angajament puternic față de comunitate și o dorință de a sprijini activ persoanele în căutarea unui loc de muncă. Într-adevăr, ne bucurăm să organizăm astăzi Bursa Generală a Locurilor de Muncă. Este o acțiune, de altfel, care se organizează la nivel național, în aceeași zi și la aceeași oră. Este de altfel cel mai important moment în care persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă se pot întâlni direct cu angajatorii din județul Mehedinți pentru a discuta concret și direct condițiile de muncă, respectiv condițiile de salarizare sau orice alte detalii vor mai considera oportun să întrebe. Ne bucurăm să putem oferi prin intermediul AJOFM aproximativ 500 de locuri de muncă pentru cei aflați în căutarea unui loc de muncă. Ce este mai important din punctul meu de vedere este faptul că sunt din meserii diverse, sunt și pentru cei cu studii superioare aflate în persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, sunt din diverse domenii de activitate. Este, din punctul meu de vedere, o dovadă în plus a ceea ce mai spuneam și cu alte ocazii și cu alte prilejuri. În ciuda aparențelor, în ciuda orice ce s-ar putea spune, județul Mehedinți are locuri de muncă pe care să le ofere. Evenimentul a atras sute de participanți, reflectând interesul crescut al locuitorilor pentru oportunitățile de angajare oferite de diverse companii. Păi, de câteva luni de zile de când am intrat în șomaj. Știți ce ați prefera, ce ați vrea să...
Păi eu am și niște probleme acum de sănătate și să văd dacă în caz de o-aș găsi ceva pentru că n-aș putea, nu pot să stau în șomaj cu banii ăștia. Am și o familie, am copil mic. De cât timp vă căutați de muncă? Păi de vreo 4 luni, 3 luni și ceva, 4 luni. Și în ce domeniu ați vrea să găsiți ceva? Păi undeva ceva care să nu pot să ridic, că nu pot, am documente la mână, precum că nu pot să ridic, nu pot să fac efort. Totodată, angajatorii prezenți au oferit o gamă variată de locuri de muncă, acoperind multiple domenii de activitate și niveluri de calificare. Păi salariul minim pe economie, depinde de muncă, de ore, de situații. Noi avem un program destul de flexibil. Interes este, doamnă, din partea... Ca să zic așa, mai mult tinerii. Și am văzut că și doamnele caută pentru ajutor la bucătărie. Dar așa specialiști nu. Eu să știți că în general eu stau în bucătărie și sunt administratorul firmei. Bursa generală a locurilor de muncă organizată de AJFM Mehedinți a fost un succes notabil, reflectând o implicare activă a autorităților locale și un interes major din partea comunității. Evenimentul a oferit oportunități valoroase pentru locuitorii județului, contribuind la reducerea șomajului și la creșterea economică locală.